Salutare, salutare, bine ați venit pe canalul lui Radu. Merg astăzi să iau niște chestii trestii. Să văd o cameră la tractor, mai exact. Să văd o cameră la tractori. Mai exact. Vreau să o schimb, dar asta cum oricum să stea aici. Așa cum asta se sucește. Se sucește. Se sucește, mă. Se sucește tot. Se sugează. Salutare și bine v-am regăsit pe canalul lui Radu. Dați un like, un share și un subscribe. Acum mergem la tractoraș. Să vedem ce mai avem pe aici, dacă mai avem tractoraș. Tractorelul, să vedem că am luat cameră nouă. Am luat niște brake cleaner pentru bicicletă. Să-mi curăț discurile alea amărâte, că scârție când pun frână de zici că cu vagonul de la CFR-ul, nu cu bicicleta. O să trebuiască să văd care e situația pe aici, pe la tractoare. N-am mai fost de ceva vreme. Am multe, multe utilaje aici lăsate. Am greblă, balotieră, tractor mic, tractor mare, cosătoare. Am o grămadă de chestii lăsate pe aici și n-am mai fost, sper să n-ating cu pragul, că am venit cu asta la altă și cu asta trebuie să o repar. Trebuie să o repar în sensul că am o mică pierdere de ulei și nu știu unde. Nu e exagerată, dar nu știu unde. Și ventilatorul trebuie să-l repar. Bă, văd că baterie am, electromotor am. Văd că majoritatea au rămas pe ele. E cam cald astăzi afară. Trebuie să-mi dau asta jos. Am sunat la băieții la E-Room. Hai să-mi pun asta să mă filmez. Nici nu știu dacă o să stea drept, dar toată ziua am început. Sper să nu mă vadă asta, că n-am chef. Vreau să trec un video, să vorbesc, nu am chef acum de vorbe, atâta de mult. Și avem aici roata asta dusă, camera de la ea, nu știu. Dusă camera. Ar trebui să dau asta jos. Să vede valva acolo cum e aiurea. Cauciuc și cameră nouă, nouță. Dar el alt să se duce păpuță. E și nașpa, că e greu, foarte greu de scos. N-am liviere, n-am nimic. Trebuie să duc compresorul să umflu și roțele astea, că sunt foarte moi. Camera cred că se potrivește, numai n-a nică și pe asta în pană. Dar cum s-a împănat așa, tate? Și asta e ruptă valva. Mi l-a tăiat cineva aici? Sau ori lăsat ele? Ori lăsat, dar ori lăsat și n-am luat compresorul la mine, cred că n-am compresor în porbagaj. Să vin să umflu ce trebuie umflat, că nu-mi place cât o lasă. Asta din spatele meu e combina asta de recoltat crompi. Nu înțeleg ce s-a întâmplat aici, de lasă roțele. Nu se vede împunse, nu se vede tăiate, învelopele sunt noi. Nu se vede nimic. Știu că aveam un compresor, da? Trebuie să mă duc să-l iau. Să-l iau, să vin iară.
Iar s-o mătui vopsaua asta. Am dat cu vopsaua din aia de gard, dar s-o mătuit rău. Asta aici. Îți dai seama că pentru întreținere. Ce sărăcie. Pentru întreținere trebuie să duc tractoarele acasă. Sau să vin aici cu grămadă de scule, cu grămadă de piese, cu grămadă de sărăcii după mine, cu grămadă de truse. Să le fac schimburile de ulei. Oricum asta o să-l țin aici, că de asta am nevoie ca să... să-mi ar. Ca anul ăsta o să ar cu două tractoare, că se gat mai repede de arat, că n-am timp să stau. Bine că știu, trebuie să mă duc să dau o fugă după compresor. Dar mă învârt când zic că ajung și eu și e ok, tot e ok pe masă. Hai că ne auzăm, că mă duc, am rupt asta după volan, să... Bă, ce fac și cu asta? Asta aș mai ține o mașină asta, că mie îmi place, mie și consumă puțin și e bunicică, nu mă pot plânge de ea. E ok. Cât de cât trebuie să mă duc să iau compresor și să vin să umflu roțele. Și nu știu cum să scoate aia. Aș pune eu... Cred că mă duc să iau ceva chei. Am eu o trusă de chei în portbagaj, să văd dacă o am la mine. Și să vin numai... să vin numai să o desfac cu pistolul cu impact. Și să mă duc la vulcanizare. Da, trusa de chei aici. Aici, bine, am și fân, și iarbă, și cric. Siguranțe, redresoare. Mă duc și mă face la vulcanizare, nu mai mă chinui. Te chinui cu livierele până o scoți afară. Măcar dacă s-ar și merita, dacă la vulcanizare în 10 minute o pus la loc și la revedere. Na, ne-am întors din nou aici. Am luat anumite scule ce ne trebuie. Acum ajungem la tractor, în la compresor pentru umfla roți. Sunt curios cum pornește. Că va trebui să-l pornesc ca să pot să umflu roțele. Și sper să mă ajungă cablul de la compresor. Cablul furtunul. Așa sper. O să încerc să dau roata jos, să duc la vulcanizare. Aici în zona noastră este o vulcanizare. Să nu mă mai chinui eu cu liviere, cu șurubelniți, cu prostii, cu alea. Băi, e mai fain afară decât în mașină. Astea sculele. Compresorul. Asta e pistolul cu impact. Am avut două baterii din alea, una m-a dispărut, nu știu unde. Așa că mașina asta nu e foarte curată, că asta e, eu o folosesc mașina universală, și pe câmp și pe deal, când matizul nu e ok. Și am ceva probleme cu el. Sau n-am una alta, sper să am cheie pe aici. Eu nu știu de cât sunt astea. Asta e la fix. Sau? Da, dar de ce nu intră? Ba, intră. Hai că o să încerc să fac cumva să filmez ce fac acolo. Hai, mă, dă-te. Dă-te în maică ta. Mai fă scheme. Poate pici în pâine.
Adică n-au fost desfure niciodată. Dare. Slabe șanse. Slabe șanse, dar dacă nu-mi iese planul... Asta e, nici nu știu ce se vede. Se vede ceva aici. Dacă nu-mi iese planul, nu-mi iese. Nu merge din cauza că să... Nu merge din cauza că să... Îs vopsite și pe partea asta la alta. Ghinion. Hai să vedem. Să vedem. Lăsa prostul familiei contactul pus, bineînțeles. Să vedem. Am pus. Asta se dau ok, să pot să umflu roțile. Cam două cauciucuri de umflat la ele. Uite ce. Aici ușa, nici nu știu unde e de la el. Baterie avem. De băgat în viteză, bineînțeles, ca țăranii. Of, lucrăm cu frânele. Independent, să le futem că nu sunt noastre. Scuzați-mi expresia. Hai, mă. Nu înțeleg ce te scoate cheia asta. Hai să vedem. Asta are ușul să o rupă de aici, de la loc. Asta e, când nu te interesează, nu sculele tale, rupem tot, facem tot, ne doare la banane. Ce să facem? Asta e. Apa nu prea este.
Merge, compresorul e destul de silențios. Fac 1,1 aici. Și cu roata. Cu roata nu știu ce fac. Hai să încerc totuși să văd. Văd că am un cricket pe aici, dar nu cred că o să meargă să mă apăs pe aia, că e blocată rău. E blocată rău. Roata, uite, și ăsta are roțele moi, mă. Dar te lasă. O să-i dau la asta, o să le umflu de la mașină, o să trag mașina aici. Mai aproape și le umflu pe amândouă. Cred că trebuie să pornesc asta iară, că mai am mult de umflat și... Mai am mult de umflat și să umfle ca lume. Foarte rezistente, așa n-am treabă cu ele. Am avut momente când o merg și 40 de minute aproape în continuu. Numai de la iat-o, asta e mai așa, mai... ca să spun, un pic mai calitativ. E firma iat-o. Are și gentuță la el. Dar am avut ceva chinezesc la 1,5 milioane, 150 de lei. L-am folosit vreo 5 ani până mi l-a pierdut, că a deschis geamul ăla în spate la tractor, să vă arăt aici. Stați un pic. Am avut... aici îl țineam. S-a deschis geamul ăsta și a picat jos. Dar n-am avut niciun stres cu el. Numai blană. Niciun stres. Aia trebuie să fac presiunile și la asta. Dar nu știu câta apare ăsta în el. Nu știu câta apare tractorul în el, că nu lasă foarte mult pornit, că mie mai împic urapă din el. Oricum durează ceva. Bă, n-apă aici o sticlă de apă. Găsit ceva. Bine, multă apă nu trebuie, că nu cure. Apă la pompă pe aici. Nu cure exagerat. Să mă oprim, că are destul amperi.
Are destul ampere bateria și n-ar rost să-l stric pentru 2 litri de apă, 3. În iarna asta sau în primăvară îi fac eu revizia totală. Așa de aia zic. Ăsta îl pornesc foarte greu acum. Foarte, foarte, foarte greu. Încă nu i-am făcut problema aia cu pompa. Da, cât avem? Avem 1,1, mai un pic. Mai un pic. Cam durează cu compresoarele astea, mai ales când e oprit motorul, cam durează. Durează. Dacă era motorul pornit, bura mai mult. Mai mulți volți, dar nici cred că și priza are limitare, că este de 175 de W compresorul. Destul de puternic și cred că priza are limitare la 50 de W și nu-i dă mai mult de 50 de W. Sărăcia aia de priză. De-aia mere așa mai întrerupt. Dar e bun și așa. Important e să își facă treaba pentru ce e. O să modific eu și prizele astea dinăuntru din el, să iau altele care am văzut că este de 200 și de W. Și tot o să aibă putere să tragă din baterie, că bateria e bună. Numana. Deci cu astea nu o să rezolv nimic, să dau eu astea jos. Din păcate. Numai așa cu liviere, iară cu grângi, cu chin. Eu cred că s-o spar camera, că am vrut să o duc la vulcanizare aici. La mine. Să-mi dea jos, să-mi pună, să-mi facă, să nu mă mai chinu eu. Da. Din păcate nu se poate. Ia că și cu farul ăsta au avut treaba lor împins în sus. Nu mai au loc nici de tractor. Și tractorul îi deranjează pe ăștia. Grimele așteaptă lucrarea. Așteaptă tot. Asta văd că e bună. Nu lasă. Asta au lăsat iară, nu înțeleg de ce, și vreau să o umflu înapoi. Asta e. Urmează să schimbăm filtre. Să schimbăm uleiuri. Avem destul de multe pierderi, deși aici sertărașul l-am schimbat nou. Uite acolo. E nou, dar atât avem pierderi pe undeva. Furtunul ăsta e nou. Mai am pierderi pe aici când am schimbat garnitura asta. Da, asta e. Asta e, când îi dai în gură și nu e a tău și nu te interesează, normal că-s pierderi. Asta e, n-am ce face. Din păcate. Ce să facem? Hai să vedem, am ajuns la 1,1. Bagă foarte încet, că eu nu i-am dat drumul nici cu ăsta la căpăcel și era foarte strâns. N-am dat drumul cu căpăcelul ăsta. O să pierd vremea. Dar e bine, e aproape 1. Să scot pe partea aia altă compresorul. I s-a încălzit un pic, da. Nu are bai. Mai unde să te pun? Să și stai. Așa, am pus
pus acolo pe bord. Să-l trag pe partea aia și să bag și asta la umflat. Trebuie să mă duc să mănânc și eu ceva de amiază. Hai să vedem. Ajunge? Ajunge, mă. Așa. Aici tot e calculat. Tot e, hopa. Tot e descentrat. Ce faci? Ai putea să stai și tu în picioare, că n-ai bai. N-ai nimic. După ce îl pun aici sus, că dacă îl pun în iarbă, iar îl mai găsesc anul viitor. O să nu fi frecat amândouă camerele. Atunci dacă sunt frecate amândouă, șmeche. Nu mai avut numai jumătate de atmosferă. Trebuie să adun sculele, că nu pot să scot. Și o să chem pe cineva să văd care vrea să facă. Eu nu pot, n-am răbdare, n-am nimic. Mă nervez numai. Încep să fac pe aici slujbe. Prin degetele. Am vopsit, când am vopsit gențele. Dacă nu închid, că trebuie să bag compresorul și... Am vopsit aiurea. Asta se umflă mai repede, deja are o atmosferă. Atâta. O să urmeze și mâine un clip nou, deja are două atmosfere. Mai las un pic să se tragă cuta aia, dacă se mai trage. Ar trebui să vină un pic așa, dar nu știu dacă vine din greutatea lui. Și o să-i bag trei atmosfere, să aibă aer în ea, să nu se lase. Și sperăm că putem să-l facem. Am vrut să vă arăt ciocanul. Am băgat ciocanul aici, sub asta. Uitați ce fisură are ciocanul în el. Asta e. Deja începe să se ridice bine, bine. Au avut două cute. Deja începe să se ridice bine, bine. O să pregătesc de plecare tot, genți, bagaje, valize, că nu reușesc să fac nimic, că l-am luat asta singur. Nu prea am avut nici echipament la mine, dar o să chem pe cineva să mă ajute, că mi-e bine când te ajută cineva, că ai spor la treabă. Scoatem compresorul. Destul de călduț și compresorul și priza. Nu știu ce pune s-o băgat acum cablul ăsta. Așa se bagă când n-am eu chef să se bage. Și arde. Scoatem să-l împachetăm. Trebuie să-i pun să-l împachetăm. Sau să mai umflăm și aia la altă pe aici, să băgă, fii atent. Stai, mă, că te spargi, mă, până la urmă. Sparge mufa. Cred că trebuie să umflu suportul. Până la urmă. Am pus asta. Trebuie să umflu suportul. Până la
urmă, pentru aia trebuie să mut. Nu știu cu ce să. Arde un pic ăsta, s-a încălzit. Motorașul el, dar n-are bike, eu v-am spus, am folosit. Am avut altul care a mers și 40 și ceva de minute. În continuu. Iertați că filmez așa, dar trebuie să-mi poziționez mașina. Să-mi poziționez mașina, să bag asta în priză, să văd. Nu mai are priza asta. Auzi aici forță când e bateria bună, bună. Și încărcată ca lume. Asta nici într-un minut îți umflă roata. Bagă de rupe. De astăzi, dați un like, un share și un subscribe, că mai am de umflat aia și mai am de umflat la mașină, să-i fac la toate patru.